dragi prieteni, stimați telespectatori, privitori online de oriunde ne vedeți, vă salutăm. Campania UE pentru Moldova Rurală a ajuns la Ungheni astăzi și vrem să vă arătăm împreună cu toată lumea care ne-a găzduit pentru acest live tot ce s-a întâmplat aici, rezultatele, dar și schimbările realizate în cadrul acestui proiect. De asemenea, să menționăm oportunitățile care au fost deschise pentru localitățile rurale în urma modernizărilor realizate cu suportul Uniunii Europene. Și vorbesc despre proiectul Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova. Suntem la Ungheni, precum v-am zis, vă salutăm de la Colegiul Agroindustrial din Ungheni, din oraș. Eu sunt Nadia Darie și am plăcerea să moderez acest live. O să-i spun mulțumesc că ne-a primit în instituția pe care o conduce domnul Ion Oboro, care este directorul Colegiului Agroindustrial din Ungheni. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la Ungheni! Mulțumim foarte mult! Ne face și nouă plăcere să vedem ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat în decursul ultimilor ani pentru ca studiile în domeniul profesional-tehnic agrar să se întâmple mai bine, mai calitativ. Despre asta o să vorbim. Până atunci, spuneți-mi la ce etapă suntem, ce se întâmplă în colegiu la zi. La zi, da. Deci am revenit la studii, așa cum practic toată țara, deci am finisat cu anul 4, deci au susținut sesiunea, deja ei acum se află în practică, anul 1, anul și 2 se pregătesc pentru sesiune, pentru peste o săptămână intrăm în sesiune cu dumnealor, ceilalți care au finisat se pregătesc pentru a susține examenul, sesiunea de vară. Domnule Oboroc, instituția noastră pregătește specialiști în domeniul agriculturii, dar și alte ramuri ale economiei, toate fiind baza, practic, economiei naționale. Spuneți-ne, în ultimii ani, de ce proiecte a beneficiat instituția, cum a fost modernizată și de ce proiecte, în special, susținute din fondurile UE? Da, sigur, instituția Colegiul Agroindustrial Ungheni a beneficiat în ultimii ani de mai multe proiecte europene și nu numai europene, deci și cu partenerii noștri de dezvoltare care i-am avut și anume, îi menționez că sunt mai mici, pe urmă trecem la cei mai mari. Chiar vă rog! Deci anume, Topelănit cu Ambasada Cehiei, Edagri, Liechtenstein, organizația internațională, Corpul Păcii, America și unii mai micuți așa. Deci putem să menționez două laboratoare care au fost înființate în ultimii ani. Deci unul este de laboratorul tehnico-chimic care ne aflăm astăzi aici și o să vedem cu ce se ocupă elevii noștri. Și alt laborator este laboratorul de mentenanță și reparația mașinilor agricole. Deci, la moment, în colegiu, implementăm două proiecte destul de mari. Este un proiect dezvoltare regiunii rurale de Vram și proiectul Livada Moldovii, care o să discutăm în parte, dat fiind faptul că ele conțin mai multe compartimente și este așa pe o perioadă mai îndelungată. Eu vreau să pornim, să ne întoarcem da, de la început. Profesorii din instituție au fost implicați în procesul de coordonare a conținutului unui nou curriculum modular. E vorba despre agricultura ecologică, dar și cel standarde de calitate, da, ca să sunt foarte importante pentru că sunt baza pentru sistemul agroalimentar și practic ne asigură nouă consumatorilor calitatea. Da? Spuneți-mi care a fost aportul profesorilor din instituție și cât de importante sunt aceste documente, mă refer la curriculum, pentru evoluția sistemului în general, da, pentru studiile în acest domeniu. Da, aveți dreptate. Deci profesorii din Colegiul Agroindustrial au fost implicați în procesul de coordonare a conținutului curriculum la modulul care dumneavoastră ați menționat, agricultura ecologie, ca suport pentru noul curricul, pentru profesori și pentru elevi. Deci el va fi folosit ca, să spunem așa, ca în viitorul apropiat pentru
formarea elevilor la specialități în mecanică agricolă, agronomie și tehnologia agroalimentară. Da, corect spuneți. De asemenea, profesorii au participat la coordonarea conținutului curriculum fundamental standarde de calitate pentru sistemul agroalimentar din Moldova. La ce traininguri au participat? La ce instruiri? De ce instruiri au beneficiat profesorii? Eu știu că în general, aceste două curriculum despre care vorbim sunt coordonate de Centrul Educațional Prodidactica și ei au grijă ca totul să se întâmple așa cum ar fi bine și cum trebuie și după toate standardele europene. Da, aveți dreptate. Deci, profesorii noștri au participat la foarte multe traininguri, mese rotunde, la masterclass-uri, ca formatori. Deci, o bună parte din profesorii noștri au beneficiat și speră să mai beneficieze. Deci, tot aceasta, cum ați menționat și dumneavoastră, este cu suportul DEVRAM, suportul Uniunii Europene, da, sigur da. Că da, și cu ajutor sau cu în concordanță sau cu, să spunem așa, sub dirighida Centrului Educațional Prodidactic, sigur că și Asociația Internațională Dona Soia, adică sunt mai mulți donatori, mai mulți implicați în acest proiect. Deci aș putea să menționez multe despre aceste, să spunem au așa, au fost multe etape de foarte, instruire, foarte multe, da? De aceea și am zis că ei sunt foarte multe. Deci au fost organizate training-uri cu sesiuni în ceea ce privește standarde de calitate, sisteme de certificare în sectorul agroalimentar, inclusiv agricultura organică. Deci profesorii și manageri colegii Universitatea Lungheni, dar și celelalte instituții pilot care sunt în acest proiect, desigur, au fost pus accentul pe planificarea strategică, managementul participativ, utilizarea instrumentelor moderne în instruire, managementul resurselor umane, TIC-ul și alte instruiri. Deci au fost un șir de instruiri foarte, foarte multe. Practic toate elementele esențiale care duc la un proces didactic reușit cu rezultate înalte și așteptate de toată lumea. Ați avut parte și de vizite de studiu. Nu știu dacă pandemia le-a influențat. Deci, da, aveți dreptate. Deci doi profesori din instituția noastră, două cadre didactice au avut posibilitatea până la pandemie să participe la, știi, așa să spunem nou, vizite de studiu în România. Deci este benefic, dar urma ca această vizită să continue cu schimbul de elevi între partea română și partea moldovenească. Cu părere de rău, cu Prodidactica și cu Centrul de Educație, noi am mai avut aceste intenții și făcut și contract de colaborare, dar până nu s-a dus până la capăt din considerentul acestei pandemii. Sperăm că pandemia se finisează și noi putem pleca și dumnealor să revină la noi. Sperăm că trecem la facem acel experiment de experiență care ne-l propunem și dumnealor și noi. În întreprinderi au ajuns la practică elevii. E un moment foarte important pentru dezvoltarea lor profesională, pentru a lua abilități practice, practic. Da, deci noi avem o colaborare foarte, foarte strânsă cu toți agenții economici din regiune și nu numai din regiune. Deci la momentul de față, cu ajutorul proiectului dat, profesorii noștri au făcut, sau instructorii noștri au făcut practica în acele agenții economici care au capătat acele abilități agenții economici, care pe parcurs le introduc ei singuri, adică fără participarea instructorului nostru, și sunt benefici pentru piața muncii, adică este racordate un efect, la cerere. Este un efect la cerere, da, adică dumnealor deja singur pot să astea. Adică a fost o colaborare, să spunem așa, dacă e mai bine spus, că e o colaborare foarte strânsă și un final bun. Să știți că m-am documentat și știu că la Colegiul Agroindustrial din Ungheni se întâmplă și
cursuri sau formarea continuă pentru adulți, iar agricultura ecologică sau benefică mediului este punctul cheie. De ce s-a ales acest domeniu și ce feedback ați avut de la, da, am înțeles, de la ce instruiți? Așa, am înțeles. Deci, ca să vorbim despre acest lucru, ar fi necesar ca eu, mai întâi de toate, să vă aduc la cunoștință că au fost instruiți profesorii noștri, sau mai bine spun, selectați unii profesori de-ai noștri ca să fie formatori. Așa, la, exact. Da, pentru cursul Agricultura Benefică Mediului. Deci și deja în perioada 17-30 decembrie, deja Colegiul Agroindustrial Ungheni a făcut acest training, aceste cursuri cu agenții economici, întreprinderile țărănești, gospodăriile țărănești din raionul Nisporeni, Drochea și Ungheni și profesorii din colegiul nostru. Da? Deci, ce s-a pus accentul? O să menționez unele din ele. Deci au fost 10 lecții, cum s-a spune așa, sau mai bine spus, sesiuni. Da. Deci așa, deci a fost în primul și în primul rând s-a pus accentul pe proiectul mediului, pe agricultura ecologică, stilul de viață sănătos, relații agricultură, schimbări climatice care le avem acum, provocările ecologice, hidrologice, energetică, economică, impactul agriculturii moderne asupra mediului și sănătos de viață, sănătății populației, tehnologii moderne, creșterea culturii agricole, creșterea dezvoltării culturii, pregătirea solului, semințelor și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte, da, într-adevăr. Proiectele Uniunii Europene, în special pentru dezvoltarea zonei rurale, înseamnă și modernizarea bazei tehnico-materiale. Vreau să ne spuneți concret în acest laborator în care suntem, dar și în general pe instituție, de ce modernizări ați beneficiat grație suportului UE? Deci, grație suportului UE, noi am beneficiat de mai multe utilaje și așa mai departe, dar o să menționez despre proiectele care sunt acum și la urmă dumneavoastră o să vedeți ce este benefic pentru noi, că am participat și am, să spunem așa, am câștigat acest proiect. O să vedeți cu ce se ocupă elevii noștri și care sunt rezultatele. Neapărat, da. Să trecem, deci, și pe în acele, să spunem așa, instruiri care le-am avut la Centrul Educațional Prodidactica, am făcut instruiri ce ține de scrierea proiectelor. Deci scrierea proiectelor a dat un rezultat fiind dat în faptul că am scris împreună cu un coleg de-al meu un proiect, am câștigat un grant de 150.000 de lei care a beneficiat colegiul, adică am schimbat baza tehnico-materială a instituției și anume a fost procurată o semănătoare cu precizie plantiera 6 și o stropitoare de 800 de litri, cu capacitate de 800 de litri, cu lungime 12 metri lățime. Adică, deci, acest utilaj îl folosim, l-am folosit și îl folosim pentru terenurile care le deține colegiul, în jur de 50 de hectare. Deci a fost folosită semănătoarea, a fost semănată floarea soarelui, atât anul trecut și anul acesta. Cu stropitoare a fost stropit atât floarea soarelui, cât și grâul care este semănat în colegiu. Deci aici dumneavoastră o să vedeți ce se ocupă elevii noștri, unul din acele proiecte care au fost câștigate anterior. Eu vreau să trec în, da, detalii, pentru că da, ne interesează ce se întâmplă aici. Da. Doamna profesor Mușchei alături de noi, doamna Galina Mușchei, cea care coordonează practica acestor elevi. Doamna Mușchei, povestiți-ne despre dotarea acestui laborator, ce se întâmplă aici și ce abilități practic dobândesc elevii la lecțiile practice. Deci, laboratorul nostru tehnochimic este dotat, în primul rând, cu utilajul care este de primă necesitate în cercetările primare care sunt implicați elevii, pentru că totuși sunt în nivelul de colegiu, respectiv ei abia
pășesc pe, să zicem noi, pe pagini sau pe tărâmul, corect, pe tărâmul cercetărilor. Deci, în primul rând, avem aceste microscoape electronice care au o precizie destul de înaltă și le permite elevilor să facă studii, să cerceteze, ținând cont de faptul, după cum a menționat și domnul director, că avem specialități, 5-6 specialități, ele sunt toate variate, însă laboratorul a fost dotat în așa fel ca fiecare elev de la toate specialitățile să aibă posibilitate să vie să efectueze diferite lucrări practice. La moment avem elevi de la specialitatea merceologie, care sunt viitori specialiști în domeniul calității, respectiv una din probleme sau laboratorul oferă posibilitate, dotarea, tehnica care este, să aprecieze calitatea produselor, în special agroalimentare. Respectiv, avem în dotarea laboratorului linia performantă de determinare a cantitativ și calitativ a glutenului din făină. Noi știm că grâul, producerea grâului în Republica Moldova este de bază ca cultură și respectiv fiecare producător agricol când ajunge vara și la spinele recoltei, prima analiză pe care o efectuează la producția sa este de conținutul de gluten. Și este foarte necesar aceste abilități ca elevii să cunoască, că asta le dă posibilitate pe viitor să se angajeze în diferite instituții. Când zicem merceologie, asta nu înseamnă doar magazin, asta înseamnă expert în calitate. Și de aceea elevii au posibilitate cu această linie să studieze cum decurge procesul, nu doar teoretic, dar și practic, cum arată glutenul, cum se determină el. Linia noastră performantă... Asta vreau să vă rog, să ne povestiți ce se întâmplă aici. Vreau să zic că pentru ajutorul elevilor am amenajat și un panou special pe care sunt indicate etapele. Elevii o să demonstreze care sunt aceste lucrări. Deci linia constă din 4 aparate unite, lucrează fiecare separat, dar fiecare este responsabil de o etapă anume. În special, avem prima etapă, constă în prepararea aluatului. Deoarece ne oferă posibilitatea să determinăm cantitativ conținutul de gluten, profităm de faptul că să avem, calculăm cantitatea concretă necesară. De aceea lucrăm cu cântarul analitic, care este cu o precizie de 4 cifre după virgulă, foarte bun cântar, apoi se ia cantitatea necesară conform indicațiilor care sunt în cartea de instructaj a liniei. Elevii lucrează, dotează, prepară aluatul, apoi el este foarte bine spălat cu apă distilată și următorul aparat în a treia etapă este scoaterea apei sau centrifugarea glutenului, ca el să fie cât mai puțin, să putem cât mai precis determina conținutul de gluten. Și în final, cel mai, să zicem, mai important aparat în cadrul liniei este nemijlocit glutometrul, care determină foarte precis care este calitatea glutenului. Dar prin ce? Prin măsurare. El indică ce, în centimetri lungimea și pe panou elevii au tabelul care convertesc această lungime. O formulă, practic, da? Nu, el e convertire, deci în calitate. Deci lungimea care o indică aparatul este corespunzătoare unei anumite calități a glutenului. După aceasta se revine la următoarele aparate. Povestiți-ne și despre aceste modernizări. Da, desigur. Pe lângă linia dată, în laborator v-am zis că avem mai multe specialități, respectiv avem și un aparat care ne ajută să determinăm conținutul de substanță uscată în produse și conținutul de umiditate din produse, care, când vorbim de fructele uscate. La fel avem refractometru electronic rus, care ne permite să conținutul de substanță uscată deja în zahăr,
centrifugă performantă. Deci toate în parte, fiecare, ele sunt pentru... Principalul este că ele ne ajută la diferite, deci sunt parte, componentă a diferitor cercetări. Și asta ne dă posibilitatea să lucrăm cu mai mulți elevi și cu mai mulți specialități. O să profit de faptul că sunt elevii lângă dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați descris toate cum se întâmplă aici în laboratorul de la Colegiul Agroindustrial. Dan. Așa, spune-ne la ce specialitate ești și bună cum te-a ziua. Ajutat. Sunt elev al Colegiului Agroindustrial la specialitatea merceologie. Aceste utilaje ne sunt de ajutor deoarece ne permit a ne aprofunda mai amănunțit în sectorul agroalimentar și ulterior de a ne putea încadra în piața muncii la un nivel mai înalt. Unde tinzi tu să ajungi? Unde ai vrea să lucrezi? Sau nu te-ai gândit încă? Aș dori să lucrez ca un merceolog calificat într-o unitate economică de stat. Să-ți fie cu spor. Specialiștii buni pornesc de aici, de la Ungheni. Mulțumesc foarte mult. Eu revin la domnul director, care sper că este încă alături de noi. Da, suntem alături. Spuneți-ne, vă rog, pe final, ca să avem, puteți să veniți mai aproape, cred că, ca să știe viitorii elevi, viitorii studenți ai colegiului, la ce specialități pot aplica, îi așteptați la carte aici? Sigur că da, totdeauna suntem cu brațele deschise, invităm toți cei care doresc, cei care îndrăgesc agricultura, pământul, să vină să facă studiile la noi, să ia o specialitate bună, deci toate specialitățile în general sunt benefice, sunt bune, dar trebuie să fie o atractivitate ca dumnealor să aibă aici, dacă nu este aici ceva, nu este. Să vrea. Ca, da, dorința trebuie să fie. Deci invităm pe toți, avem tot anul, tot timpul avem la dispoziție, noi avem specialități mecanică agricolă, ca inginer mecanic, agronomia, contabilitatea, merceologia, marketingul, deci noi suntem tehnologia producție de origine vegetală, deci invităm pe toți elevii care doresc să însușească o profesie în agronomie, ca agricultor pentru Republica Moldova, ca specialist, să vină la noi să-și facă studiile. Mulțumim foarte mult! Vă reamintesc, domnul Ion Oboroc, directorul Colegiului Agroindustrial de la Ungheni, a fost cel care ne-a găzduit ca să vedem de ce îmbunătățiri a beneficiat învățământul profesional tehnic din țara noastră cu suportul Uniunii Europene. Totul s-a întâmplat în programul Dezvoltarea Zonelor Rurale din Republica Moldova, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional Prodidactica și Donau Soia. Desigur, din fonduri europene, prieteni, precum v-am promis, noi o să mai avem incursiuni live până la finalul acestei luni, ca să vă arătăm și în alte orașe ale țării ce s-a întâmplat în acest sens, cum a fost dezvoltat învățământul profesional tehnic și la ce s-a ajuns. Rămâneți pe fir, rămâneți alături de noi și nu uitați, toată informația de care beneficiem și pe care o avem, vă transmitem cu drag. Pe curând, la revedere! O zi bună, vă așteptăm cu drag! Așa.